Bună seara și bun venit la vernisajul Mangalia și culorile marine. Ținem să salutăm oaspeții care sunt de mare valoare și suntem onorați de prezența dumnealor, cât și autoritățile locale și invitații. Acest eveniment se desfășoară sub egida România 65 de ani de aderare la UNESCO. Evenimentul este coordonat de către Centrul Cultural Mihai Eminescu din București. Aș dori să prezint pe doamna director al acestui centru cultural cu o istorie deosebită. Este o femeie care chiar a pus suflet în momentul când a auzit de comunitatea noastră, de pictori și oameni de cultură din zonă. Vreau să o felicit pe doamna director pentru acceptul de a colabora, de buna colaborare dintre Primăria Mangalia și Centrul Cultural Mihai Eminescu și OMD Mangalia. Să o felicit totodată pentru implicarea în a face atelierul de pe strada Teilor, atelierul de pictură pe strada Teilor, cu toți copiii, cu o parte din copiii din Mangalia, care au pictat, iar doamna, sub îndrumarea marilor artiști, iar doamna director Paninopol a asigurat toate materialele pentru buna desfășurare. Vă mulțumim, doamna director! Vă rugăm frumos! Mulțumesc! Microfonul ăsta, da, e mai bine așa. Bună ziua, bună seara, bine v-am găsit. Mă bucur foarte mult că sunt aici la dumneavoastră și vă mulțumesc că ne-ați găzduit. Așa cum a făcut o mică introducere domnul Luca, vreau să vă vorbesc un pic despre Centrul Cultural Mihai Eminescu, care este cel mai vechi centru cultural din România. El a fost înființat în anul 1939 de către Fundația Culturală a Principelui Carol. Ceea ce, pentru noi, echipa de la Centrul Cultural Mihai Eminescu, ne face o mare onoare că lucrăm aici, dar, bineînțeles, ne și obligă ca să facem proiecte de calitate. Ceea ce se și întâmplă, și vreau să vă spun că activitățile noastre culturale sunt diverse, noi având mai multe sedii și ne desfășurăm activitatea în mult mai multe sedii. Având în vedere, să revenim un pic la proiectul nostru, având în vedere că în acest an se împlinesc 65 de ani de România în UNESCO, s-a organizat un calendar de evenimente care să cuprindă mai multe proiecte pe parcursul anului cu menirea, cu scopul principal de a sărbători 65 de ani România în UNESCO. La începutul anului am fost foarte încântați să depunem proiecte la Comisia Națională a României pentru UNESCO și au fost acceptate și suntem mulțumiți că suntem organizatori alături de dânsii în aceste proiecte. Primul proiect, ca să fac așa o mică istorie, a fost pe 24 iunie la București, exact de ziua ei, când noi am încercat prin evenimentul nostru să marcăm, să sărbătorim portul tradițional și respectiv IA. Acum este vorba de al doilea proiect, 65 de ani România în UNESCO, care a început un pic mai devreme și a continuat cu această tabără internațională de pictură, unde artiști din mai multe țări, care sunt aici prezenți alături de dumneavoastră, au venit și au pictat o serie de tablouri care vor fi expuse la Opera Națională pe 27 iulie. Acolo va avea un eveniment, va avea loc un eveniment foarte mare, unde suntem alături de Comisia Națională a României pentru UNESCO, Ministerul de Externe, TVR, Opera Română. Suntem organizatori și cu siguranță va ieși un eveniment foarte frumos. Dar, în afară de aceste picturi, pe care vă invităm să le vizitați la Opera Română în București, pictorii noștri au fost impresionați de frumusețea peisajelor din Mangalia
Și, bineînțeles, am hotărât să pictăm peisaje marine din Mangalia și să facem această expoziție frumoasă aici la dumneavoastră. Eu sper că vă plac lucrările, adică cu siguranță. Eu sunt foarte mândră de echipa mea de pictori, de echipa Centrului Cultural Mihai Eminescu și aș vrea pe această ocazie, pentru că de foarte puține ori am reușit așa să îi strâng pe toți, să le mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc din suflet, dragi artiști, că v-ați pus sufletul, mă repet, că v-ați pus sufletul pe aceste pânze și că sunteți tot timpul alături de noi. Despre picturile lor o să vă las, o să las cuvântul la final, la finalul discursurilor, să vorbească colega noastră de la Centrul Cultural Mihai Eminescu, Nicoleta Zagura, care este expert UNESCO și care coordonează această echipă de pictori și dânsa, având în vedere studiile și cunoștințele pe care le are, cu siguranță poate să spună lucruri frumoase și adevărate despre aceste tablouri minunate. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ne-ați primit. Îi mulțumesc domnului primar pentru găzduire. Cu siguranță pe viitor vom face și alte proiecte interesante și nu în ultimul rând vreau să-i mulțumesc domnului Luca pentru că a fost receptiv de la prima noastră întâlnire, când am venit în iunie să vedem dacă sunt condiții, ce putem realiza aici. A fost foarte receptiv și ne-a sprijinit foarte mult. Să aveți o seară plăcută și toate cele bune. Vă așteptăm la București pe 27 iulie să vizitați și cealaltă expoziție. Mulțumesc! Mulțumim, doamna director. Acum invităm la microfon pe domnul Dumitru Filip, președintele OMD Mangalia, un om cu multă experiență, un om cu o capacitate deosebită din turism, care a coordonat stațiunile Olimp-Neptun și erau perla litoralului sub conducerea lui. Într-adevăr, organizația de management a destinației turistice este o asociație de la care noi avem pretenții și căruia la care lucrăm să aibă un viitor coerent și să reprezinte Mangalia, mediul de afaceri și destinația de aici. Din pagina vreau să spun încă o dată că sunt de deplin impresionat de acțiunea care are loc la Mangalia. Eu sper că lucrurile s-au derulat normal și așa am înțeles de la participanți, la cei care efectiv au coordonat acțiunea. Sper că vom beneficia și de următorul stagiu din toamnă de pictură și să transformăm acest tip de activități și evenimente într-o tradiție la Mangalia, oraș care a mai fost pe harta pictorilor, scriitorilor și așa mai departe, oamenilor de cultură din România. Mulțumesc frumos de participare, vă invităm să țineți aproape de Mangalia, noi o să încercăm să facem în așa fel încât să vă simțiți bine la noi și să creăm condiții pentru asemenea tipuri de evenimente. Să rămână, doamne, mulțumesc frumos la participanți, la pictori, Centrului Cultural Român și tuturor celor de față. Să rămână! Mulțumim domnului director Filip. Aș ruga, dacă dorește domnul primar, care este un om deosebit, este un om iubit și respectat, drept dovadă că a fost reales a treia oară în municipiul nostru. Asta se datorează bunelor realizări de modernizare a municipiului nostru și m-aș referi doar la două, trei din ele, odată faleza Mangalia, unde îmi duc și eu activitatea, aș spune de modernizarea stațiunilor, de acel frumos parc Evergreen și multe alte lucruri foarte frumoase, inclusiv autobuzele care nu ne mai poluează. Mulțumim, domn primar! Bună seara! Eu vă mulțumesc, nu sunt deosebit, suntem oameni normali, pentru că văd foarte mulți oameni din primărie și se mulțumesc pentru toate aceste proiecte pe care le-ați enumerat. Sunt realizările dumneavoastră, colegilor mei, și le mulțumesc, ei trebuie aplaudați și ei sunt deosebiți, nu eu. Într-adevăr, ne bucurăm cu toții să vedem la Mangalia. Mă bucur că am revăzut Mangalia prin picturile pe care le-ați realizat într-un timp atât de scurt și
Mă bucur că le vom revedea și la București. Este firesc să susținem cultura, asta o facem de ceva timp, zic eu, de 9 ani de zile și Mangalia, știți foarte bine, vă aflați în, poate în cea mai veche așezare din România și era firesc să susținem și un asemenea eveniment. Bineînțeles, colegii mei s-au implicat, OMD-ul de asemenea. Îmi pare rău că n-am putut să fiu, eu știu, toate zilele pe aici, dar timpul, din păcate, nu ne mai permite să fim peste tot în același timp și atunci este, pentru că acum 9 ani de zile poate lucrurile puțin mai simple, acum se complică prin proiectele pe care le-am angajat, le-ați văzut și dumneavoastră, vorbeam de faleză, un proiect foarte, foarte important și interesant, pentru că toți cei care veniți pe litoral românesc, vorbim de stațiuni de interes național, vreți să vedeți marea și e firesc să vedem marea de la Mangalia până la Olimp, pentru că până acolo se întinde orașul nostru și stațiunile pe care le știți, repet, stațiuni de interes național, trebuie să aibă, să arate într-un fel. N-aș vrea să vorbesc eu foarte mult despre ceea ce ați realizat dumneavoastră, pentru că nu sunt un specialist, ci dumneavoastră trebuie să o faceți. Eu vă spun că atunci când veți reveni la Mangalia, veți vedea schimbări majore. Eu vă mulțumesc foarte mult, vom susține cultura și în continuare. Vă rog, domnul Filip. Cu siguranță, exact, m-a completat domnul Filip și îi mulțumesc. E vorba de un album pe care, cu siguranță, primăria și, mă tot repet, în fine, primăria, Consiliul Local, o să-l susținem împreună. Este necesar pentru viitorul orașului, pentru copiii Mangaliei. Vă mulțumesc mult de tot! Vă mulțumim, domn primar. Are cuvântul doamna Nicoleta Zagora, critic de artă acreditat UNESCO. Mă rog, nu sunt critic de artă acreditat UNESCO, sunt expert UNESCO în educație artistică și vă mulțumesc foarte mult pentru ospitalitatea cu care am fost primiți din nou în Dobrogea. Unii dintre noi, din echipa pictorilor prezenți aici, nu sunt pentru prima oară în Dobrogea. Acest proiect a început în 2003 la Megidia, deci tot parte din Dobrogea și tot un spațiu în care diversitatea culturală își spune cuvântul. Pentru politicile UNESCO, Dobrogea înseamnă foarte mult. De ce? În 2005 la Paris s-a votat o importantă convenție în care România a fost unul dintre primele state care a ratificat această convenție pentru expresia diversității culturale. Este un moment important. Două state mari ale lumii, cum ar fi America și Israelul, nu au refuzat semnarea acestei convenții din motiv că ei trebuie să-și vândă produsele culturale peste tot în lume, ne ținând cont de calitatea acestora. Ei, pentru România și pentru multe alte state, mai mici sau mai mari, identitatea culturală și identitatea legată de identitatea națională și posibilitatea de a se afirma pe plan internațional este foarte importantă. După mulți ani de socialism, de comunism, s-au aplatizat lucrurile, s-au făcut niște standarde de a te exprima la nivel cultural și atunci aceste proiecte destinate diversității culturale au venit să schimbe ceva, să îi ajute pe pictori să gândească liber și să își exprime credoul artistic pe pânză. Bineînțeles că, în afară de a ratifica convenția, avem nevoie și de un segment numit educație artistică, educație pentru cultură. Iar ceea ce facem noi din 2003 încoace, nu doar în Dobrogea, în multe state europene avem acest proiect, educație artistică pentru patrimoniu, încercăm să arătăm, poate că dumneavoastră trecând în fiecare zi prin muzeu nu vă dați seama de ce valori deține acest muzeu, însă oamenii care călătoresc prin lume, cum ar fi acest grup de artiști și văd, de exemplu, Cavalerul Trac de aici, este cea mai frumoasă colecție din România dedicată unui subiect. Cavalerul Trac mai târziu devine un Sfântul Gheorghe sau Sfântul Dumitru în tradiția creștină, adică vorbim de o tradiție culturală milenară. Și atunci când avem astfel de artefacte, ne situăm adânc cu rădăcinile pe harta istoriei universale. Și această expresie artistică are o continuitate nu de azi de mâine, de mii de ani. Ei, misiunea noastră, a echipei noastre, este de a puncta valoarea locală a bunurilor culturale
și de a le transmite pe pânză într-o reinterpretare, în ideea de a le puncta valoarea și importanța pe plan local și internațional. Centrul Cultural pentru UNESCO din București, Centrul Cultural Mihai Eminescu, are o politică sistematică de promovare a acestor convenții, Convenția pentru Diversitate Culturală și Convenția pentru Conservarea și Promovarea Patrimoniului. Și din acest motiv, centrul a fost și luat partener în a sărbători 65 de ani de aderare a României la UNESCO. Pentru cei care nu știu, UNESCO este Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură. Iar ceea ce se întâmplă aici, în Mangalia, este minunat. Pictorii, după cum vedeți, au apreciat lumina, peisajul, informația acestui loc care este intensă, frumoasă și sperăm ca pe viitor, poate că ajutați de autoritățile locale sau you never know de cine, să organizăm și o conferință dedicată patrimoniului arheologic al orașului și acestei povești importante legate de Eros, Thanatos și Cavalerul Trac. Vă mulțumim mult pentru susținere și aș vrea să vă prezint artiștii. O să încep cu fetele. Alexandra Maiakovski, România. Alexandra, poate că vii aici. Așa. Temenuga Hristova, Bulgaria. Come here, please, Temenuga. Diana Caisin, Republica Moldova. Carmen Olteanu, România. Ce fete mai avem? Tabără. Катя Рудакова, Украина. Где Катя? Катя, куда убежала? Окей. Астя сунт фетеле дин екипа. Ши акума ресту. Димитър Величков, Булгария. Плиз, Димитър, join our company. Сорин Бъргауан, România. Александр Литвинов, Евгений Судин. Александр Литвинов. Игорь Хилко. Евгений Судин. Май спорт, аша. Домну профессор Игорь Хилко, де ла Академия де Арте дин Черноуц. Домну профессор Эмерит, де ла Черноуц, Александр Литвинов. Așa. Victor Frimu, Chișinău, Radu Negru, unde este? Este Radu. Valentin Caisin, Republica Moldova. Arsenie Caisin, Republica Moldova. Așa. Și cred că mai sunt niște picturi de undeva. Nu-i văd. Prezent aici? Și mai sunt niște pictori care expun, însă nu sunt... și avem un pictor local. Din București, Margareta. Anton. Anton, așa, care s-a alăturat pe parcurs mesajului nostru. Și mai expun Mugur Popa, maestru Iurie Matei, domnul Dumitru Macovei, dar nu sunt prezenți aici alături de noi. Vă mulțumesc foarte mult pentru aportul dumneavoastră în acest proiect. Thank you very much for your contribution in this project. We really appreciate your effort and your desire to promote culture and cultural identities. Огромное спасибо, что вы были вместе с нами и что работали над этим проектом. И хочется надеяться, что это не первый и не последний проект здесь, в Мангале. Astea fiind spuse, declarăm expoziția deschisă, cred. Vă mulțumim mult! Felicitări!